Mănăstirea Cașa. La ședință participă un număr de 10 consilieri, lipsind motivați următorii consilieri. Bucătaru Ioan, Gheorghe Ionuț, doamna Iordache Felicia, Lazar Damian și Rusu Vasile Adrian. Aceștia au anunțat că nu pot veni din probleme personale. Da. La ședință participând majoritatea consilierilor, putem, prin statutară, ședința putem deschide lucrările ședinței. Rog pe domnul președinte de ședință, doamna Constantin, să dă citire dispoziției de convocare a Consiliului Local, ședinței extraordinare de convocare a Consiliului Local, pentru astfel că o de vot a dispoziția numărul 215 din 5 august 2016. Primarul Comunei Mănăstirea Calzețul Bacău, în baza articolului 39 alineatul 2 de legea 215/2001. Republica, în temeia articolului 36 alineatul 6 litera a și articolul 115 alineatul 1 litera din legea numărul 215/2001, privind administrarea publică locală, Republicată, cu modificările și comentările ulterioare, dispun. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Calzețul Bacău se convoacă în ședința extraordinară de luni 8 august 2016, începând cu ora 10, sala de ședință la primărie, având ca proiect al ordinii de zi următoare. 1. Acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Gitea Ana Maria, necesare patrire și împumării mamei acesteia, Gitea Viorica. Și 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, SECE, domeniul public și privat, Mănăstirea Cașa, SRL. Secretarul Comunei, articolul 2, va urmări ducerea în deplină prezenței dispoziției. Și articolul 3. Prezența dispoziției va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la afișerul de la primărie și va fi comunicată în termen legal instituție prefectului județului Bacău. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da. Aveți și alte propuneri la ordinea de zi? Deci rămâne această ordine de zi la care, până de mult, v-ați venit să fac observații. Va trebui să întocmiți un proiect de hotărâre privind, pentru că este o măsură de protecție socială care aparține Comisiei Învățământ, Cultură, Sănătate, Protecție Socială, Sport și Agreement. Ori noi, bineînțeles că sunt de toată lumea de acord să acorde acest ajutor, dar va trebui să fiți procesul verbal al Comisiei de Protecție Socială. Aviz. Da, da. Deci va trebui, domnule primar, să aveți în vedere să întocmiți un proiect pe care da. Să-l avizăm. Am înțeles, dar haideți să intrăm în subiect. Dar de ce vă îngrăbiți? Nu mă scandalizez, eu vă spun ca să intrăm în subiect în punctul 1, pe vorba de punctul 1, nu? Sau din asta ce intrat direct. Am intrat pentru că am făcut observație că nu e corect, ar trebui ca așa. Să nu sunt mult la voi, în calitate de președinte, trebuia să știți, trebuia să intrăm în ordine de zi ca să faceți observația. Domnul primar, nu are contrageziți, pentru că o cunosc foarte bine legea, poate că dumneavoastră o cunosc. Conform legii 215, orice ședință trebuie să aibă proiect de hotărâre semnat de către Comisia de Specialitate și Partea de Grație. Să ne batem în legislație. Nu v-am spus că... Eu vreau să facem legal, nu ilegal. Ceea ce facem... Deci, repet încă o dată, noi suntem de acord, toți sunt de acord ca să acordăm acest ajutor. Dar pentru în mare legalitate trebuie să aibă avizul Comisiei de Specialitate. Domnule președinte, nu știți cum nu spuneți la vot. Haideți ca să intrăm în ordine de zi. Recunoașteți că ați greșit? Nu, nu știu nimic. Păi, domnule, dacă nu există acest avis, acest aviz, nu e o greșeală. Da, convocat la o ședință de urgență, da, Consiliul Local. Nu trebuia exista un aviz? Și acum intră în ordine de zi. Dar cine să nu avea cum să greșești cu asta basta? Trecem la primul punct. Urmează ca noi comisie să întocmeam acest aviz, să prezentăm, pentru că putem fi luat la întrebări. Acordarea unui ajutor de urgență pentru doamna Gitea Ana Maria, necesare patrie și împumării mamei acesteia și de Viorica. Cine susține? Eu. Da, poftiți. Cred că tot ați auzit de faptul că doamna Gitea
cetățean român, un cetățean al comunii. Familia se află într-un impas extraordinar. De fapt, acum are așa bătier lor, cu diverse eforturi susținute și de familie, și de comunitate. Și aici mă refer la, atât la cei din Mănăstirea Cașiși, cât și la cei care se află în Italia, că a fost un moment de coeziune și un moment de, ajutor la, o nevoie extraordinară. Noi am încercat și noi, executivul, să privim așa un pic peste cifre și am luat hotărârea de a vă propune de a ajutora, familia aflată în nevoie să, cu un ajutor de 5.000 de lei pentru ca familia să-și rezolve toate cele lumești, să zic așa. Nu știu dacă e mult, nu știu dacă e puțin, dar nu-i mult. Dacă luăm un calcul ca și sprijin, dar posibilitățile noastre se referă strict la acei 5.000 de lei. Fata doamnei a făcut o cerere prin care solicită ajutorul, subționată și de Ana Maria Dumnezeiata, în comuna Mănăstirea Cașiși, să aprobați eliberarea unui ajutor de urgență necesare patrierii și îngumării mamei mele decedată în Italia în data de 2 august 2016. Da, cam asta e solicitarea. Dacă vreți să luați cuvântul, cred că nimeni nu e împotrivă, dar dacă totuși cineva vrea să discute, are dreptul la cuvânt. Nu doar să coordonați ceva. De la Rambla de Sărcia, pe care bugetul. Prin bugetul comunii. Mai suntem în acolo? Eu am o propunere, din punctul meu de vedere, ca să nu existe suspiciuni când îi se dau acești bani la fată sau știu eu, la familia respectivă pentru ajutorul ăsta, să existe un delegat din partea PNL-ului, adică să fie de față cineva care hotărâ noi să fie delegat. Nu există, nu se ridică bani cash. Există un cont pe care și-l deschide, iar noi facem virarea direct în cont. În contul fiice, nu numai în bani. Puteți să-l demonstrați cu virarea cu documentul, da. Bine, mulțumesc. Mai sunt discuții? Dacă o supunem la vot primul punct al ordinii de zi, privitare de noi, cine se de acord? Deci, toată lumea se abține cineva, nu-i tare și se abține doamne ce a trecat tot să se abține. Dar înainte de a trece la punctul 2, aș vrea totuși să fac câteva mici anunțuri pentru cei care sunt noi consilieri. La prima ședință, din vina noastră și a mea, împreună când am spus, există acel dosar în care se află procesul verbal de la ședința anterioară. Da, nu s-a rugat. Da, dar adică să studiați și dacă aveți ceva care considerați că noi de acord, nu sunteți de acord sau am fost înregistrate, mă rog, observați, puteți să le faceți. În următoarea ședință. La următoarea ședință. Deci ca să știți ce cuprinde procesul verbal, pentru că nu aveți dat, eu am uitat să m-am spus, e bine, aveam primul rând. Da, trecem la punctul 2. Aici pot să zic ceva. Da. Eu mă gândeam să primim chiar un răspuns la problemele ridicate de noi, de la ședința, cum următoare, poate asta e extraordinar, dar dacă era o ședință ordinară, de exemplu, eu am ridicat niște probleme, sau știu eu altul. Domnule, uite, problema asta nu o putem rezolva, că suntem foarte aglomerați cu treaba, sau nu putem, din el poate plită, din ce cauză. Deci să primim un răspuns, că noi tot ridicăm probleme, tot ridicăm și rămân scrise și nerezolvate. Și noi, în teritoriu, ne întâlnim cu cetățenii care ne trag la răspundere. Domnule, dar ți-a zis să rezolvi treaba aia, treaba aia, treaba... Dar nimic, dar de ce ești consilier acum? Deci avem și noi o responsabilitate și asta rog.
primind răspunsul sau problemele rezolvate, uite, domnule, se rezolvă săptămâna viitoare, avem promisiuni, uite, e putare. Deci, dar vrem și noi să avem un răspuns. Să știm dacă nu ne răcim cu ragea pe aici. Vreau la sfârșitul acel punct care e normal, nu este corect diverse, pentru că nu trebuie să fie ceva. Da. Probabil că veți primi răspunsul. Probabil, nu pot anticipa dacă sunt tot. Nu, tati, Vasile Ion, ar fi ca problema cu tare. Uitați, răspuns. Nu, rezolvăm din cauza cu tare. Trebuie modificat sistemul ăsta de ședință. Pentru că domnul primar vine cu punctele pe hârtie, noi suntem obligați să ridicăm mâna și nu putem să vorbim. Dar nu vă mulțumesc nimeni, domnul Cebotaru. Eu chiar am și întrebat dacă mai sunt cineva care vor să aducă completări sau nemulțumiri. Nu este vina nimănui. Pot aduce completări chiar să înșeința următoare, deci eu am pentru asta. Noi reprezentăm populația comună aici. Așa este. Și ca atare, cetățeanul, vorba domnului consilier. Mă ia de mâine, să mă treacă, băi, dar ce faci? Și eu ce pot să spun? Că ridic mâna la diverse și acolo nu mă bagă de deci, aici e eu. Deci sistemul de ședință trebuie la ordine de zi sau completări la ordinea de zi. Fiecare are dreptul la tot și puteți ridica problema atunci. Aveți dreptate când, adevăr, trebuie primit de răspuns la problemele care le ridicați. Nu numai dumneavoastră, oricare dintre noi. Ne mai fiind, aș trece direct la punctul 2, dar aș întreba dinainte, mai ținem acel punct din diverse? Deci discuțiile care sunt adiacente sau, eu știu, separate de ordinea de zi, pot fi ridicate la sfârșitul ședinței. Al doilea punct, aprobarea bugetului de venit în cheltuieli sece în domeniul public și privat până se reacașe în SRL. Cine este de acord cu al doilea punct? Prin ridicare de mic. Ați votat o dată la lucrurile. Ați votat ordinea de zi. Da, da. Domnul Cărătăriu, am zis că prezintă. Bugetul ăsta mai fost votat o dată la început anului când s-a făcut ședința de buget. Din păcate, nu a fost făcut o hotărâre separată pentru un privat. S-a mintit că la începutul anului am discutat și despre poziția și despre domeniul public și privat. Din cauza anul ăsta a fost un control din partea administrației finanțelor publice la domeniul public și privat și, bineînțeles, în momentul în care le-au cerut hotărârea fizică, nu am avut ce să le prezentăm, nu am avut că am fost făcut. Dacă este o reluare a discuției din ianuarie pentru a pune, pentru a o pune pe hârtie. Că vă dați seama că jumătatea anului. Și avem veniturile totale 50.000 de lei, cum le-a pus domnul contabil aici pe hârtie, venituri totale de 50.000 de lei, pe anul ăsta, Toate sunt din servicii prestate, din prestări servicii, așa către noi, știți cum, de fapt, cum se lucrează. Sunt o parte din serviciile prestate către primărie și mă refer aici la drumuri, la tot ce e nevoie, la șanță și așa mai departe și tot ce am făcut cu băieții și o parte foarte mică din prestările către populație, din închiriere către populație. Dar acolo sunt sume foarte mici, de până la 10-15.000 de lei, nu avem o sumă extraordinară. Da, vă spuneam, venituri totale pe anul curent 50.000 de lei, venituri totale din exploatare 50.000, din producție iarăși 50.000. Cheltuieli 50.000, din care cheltuieli cu bunuri și servicii 14.000, cheltuieli privind stocul de 12.500,
Și aici sunt consumabile, motorin, piese de schimb și așa mai departe. Așa, cheltuieli cu servicii executate de terți, 15.000, nu, 1,5-1500. Și aici se referă la contractul de contabilitate și ce mai are de, de cheltuit. Alte cheltuieli, iarăși 1500. Asta nu știu, sunt alte cheltuieli. Alte cheltuieli, are, da, absolut, tot ce taxele care trebuie să-l plătească la, la stat. Cheltuieli cu personalul. 36.000. Depășiți? Nu cred că astea din alte cheltuieli fac parte din stocuri. A, da, probabil. Deci astea 1500 cred că fac parte din stocuri. Nu știu cum e. A, și cu ăla ai depășit? Da, da. 1500. Da, cam astea sunt. Dar v-am spus, noi am mai făcut, punctual am făcut la ianuarie discuția despre despre cheltuielile la, la conția și despre venituri și le-am dat atunci, e vorba doar de aprobarea în sine. Atât. Ne pregătim și astăzi trebuie să ajung și la, la Piatra Neamț ca să depunem proiectul pentru finanțare la, la biserică și în toată această temată și aglomerație. Da, acum toată lumea știe activitatea în domeniul public și privat, orice fel de discuții și de comentarii, dar nu uitam și de... Nu, un pic, nu, nu iese toată suma. Aveți 14 la primul punct. 15, pe lintru. 14, a spus, 14 mii, stocuri, 12.500, servis alte, 1500, alte cheltuieli 1500 și cheltuieli personal 37. Dacă faci un calcul, chiar dacă scade 1500, nu este cel de zi. Este mult mai mult. 15.000. Nu venim tot ce asta aveți. Aia s-a făcut timp pe calcul. Nu, nu are cum spun eu asta. Probabil am scopat eu ceva, nu? Nu, el... nu cred că deci aici la stocuri, puteți și cu alte cheltuieli undeva unde e. Fac parte din sau... Chiar așa, dacă scădeți, ne este 61.000. Câte e diferența? Deci, domn primar, deci e 14 plus 36 ca să dea 50. Restul, stocurile, terții și alte servicii fac parte din bunuri și servicii. Din cauza asta se dublează. Deci 36 și cu 14 dă exact 50.000. Este sub capitolul de mare. Celelalte sunt sub s-a așezat. Probabil că ne-am luat. Atunci trebuie să reluăm. Deci, aprobăm. Da. Nu stocuri, nu... Nu, 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 și servicii 14.000 și cheltuieli cu personalul 36. Și da, 50. Da, dar am spus 37 și aici, din prin 2.000. 36. 36 cu 14. 36 cu 14. Deci, tot altele... Astea alte fac parte din... Am înțeles. Din bunuri și servicii. Deci, noi aprobăm atât. Bunul și serviciu și cheltuieli personal. Da, da. Cam și valoare, nu. Peste ce nu știu nimic. Da, cine vrea să ia cuvântul? Ce, ce bunuri, ce servicii au executat? Diverse lucrări. Ce înseamnă diverse lucrări? Ba, la situația de... Ați văzut că după, de exemplu, după cel mai mari lucrări pe care le-am avut, am avut refacerea drumurilor după inundații. Noi în două zile am rezolvat absolut tot ce, ce am avut. Unde? În ce loc s-a făcut locul ăsta? La trecerea la Tudurachi, podul la Gioina, la Dindarii... La Gioina s-a pus semne, s-a pus prudii și acolo... Eu vorbesc de podul de la Gioina, nu de la Podul de la Gioina. Podul de la Gioina, de la Gioina, de exemplu, l-am făcut imediat. Știți cum arăta, nu? Pod, mă, era luat de apă, era... Era jos, da. Drumul de la Tudurachi, legătura între
Absolut, oamenii cu aici. Balanțările. Tot ce s-a făcut. De exemplu, s-a făcut trecere la Tudorache, de săpătura aia, ca să putem să facem drumul de dincolo. Deci s-au alocat în ședința trecută 3 miliarde 400 pentru două poduri, no, poduri. Aia e situație de urgență, e altceva. E situație de urgență, nu e. Acolo se face lucrare la pod la Zănescu, de exemplu, se face lucrare, se face pod de beton acolo. Noi nu putem să facem noi cu forțele noastre. Hai, ce putem face? Să facem un șant, să facem balastrări, să... Rectificarea asta de buget. Ce nu este rectificarea, asta este aprobarea bugetului. Orice e. Ce servicii se fac? V-am spus, balastrări, toate lucrările. S-au făcut pe drumuri, absolut pe drumuri. Și-au pus motar acolo? Inclusiv mă, pe acolo. Peste tot ce, ce ține de domeniul public și privat al comunei. Inclusiv dezăpezirile. Că vorbim inclusiv și inclusiv. Vorbim din ianuarie. A fost discutat în ianuarie, numai că nu există... Deci n-a fost un proiect de hotărâre în sensul ăsta. Deci cuprind orice, implicit o săparea unui șans. Ridicarea unui podeț, da, tot ce, ce ține din domeniul public, din inventarul domeniului public, plus chirii către populație, ăla intră tot la venituri. Da. Să amintiți-vă, de exemplu, în zona la Dan Căruț, acolo, cât de rău era după urmărită. S-a balastrat, s-a lașat, la Vițelușcu de Vale. Asta e așa, ca să mi-amintesc câteva din, din față. Da. Mă gândesc de proiect. Vă gândiți la traseul ăsta aici. La... Absolut, m-am spus, ținem de găsit. Și așa că am discutat puțin cu domnul Șerbiopol și domnului a spus că în final ce cred a dorit asfaltul, că ar fi ideal. Mă, că drumul e foarte bun pentru tașul lui, da. Nu vă poate. V-am spus, asta e chestiune care vă depășește din asta. Asta e chestiune care rezolvăm noi și... Nu vă depășește. Încercați de să vă implicați că sunteți direct afectat. Dar fără... fără nu, dar nu sunt numai eu, dar nu înseamnă întreg. Am înțeles. Da. Și acolo am înțeles că e drumul și cu administrația poporului. Așa am discutat la ședința trecută. V-am spus că am mai avut toate diligențele ca drumul respectiv și nu numai ăla să treacă în... aveam... Avem drumul de acolo, de la Vrealapte, avem Haloșul Mare. Păi care... locuiesc în un satul Pădvulești și merg pe drumul Forestier? Da. Asta e de nu se poate. Da. Dacă vă spun și... În cazul ăsta, da, stați pe aici, mai puțin. Domnul Forestier. Bine. Păi da. Asta nu știu dacă propunerea care să vă onoreze, dacă spuneți că este asta, dar... Dar așa e corect. Dar... Da, nu știu dacă e corect. Nu folosesc drumul. Eu vă spun că din cauza birocrației, chiar și o porțiune din DJ, chiar și DJ-ul de mai sus, de Scutaru și până dincolo în Francia, este și în hotărâri de guvern, în administrarea universității. Nu, are 24 de km 700 până în Ploaia. Aș deci ați un pic ca să vă spun despre ce e vorba. Deci el figurează acum și în hotărâri de guvern, dar fiind al drumurilor județene, în administrarea drumurilor județene, și apare și în, în nomenclator ca fiind în administrarea Romsil. Și în drum județean, vă dați seama că din cauza... Vă supărați dacă facem către domnul prefect o hârtie în sensul ăsta? Doamne, ferește, nu mă supăr, dar iarăși nu rezolvați nimic. Pentru noi, v-am spus, am făcut... Păi, ce l-am spus, știți, că așa de pe Diana, să drumul e catastrofal. Deci n-au nicio legătură, n-au nicio legătură la față, domnul ce. Deci nu are legătură de ce cauză. Pentru că a face drumul este una și aici trebuie să conlucrăm cu o folosetică, așa v-am explicat și în rând trecut. Trebuie o conlucrare dintre primării și o folosetică și să rezolvă drumul. Trecerea din domeniul public al statului sau din domeniul public al, al statului, așa, în domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașa, aia înseamnă o procedură care durează mai mult. Iată, concasată este suficientă? Se poate pune? Pune este. Eu am discus acolo la în fine, detalii de... Haideți la... Eu sunt greu la... La... Eu consider totuși că este o mare gafă. Acest buget trebuie apropiat
Adică n-a avut loc ședința de aprobare a bugetului din ianuarie până acum. Trebuia făcut. O luni, n-a scos în stare să aprobați bugetul. Dar dacă i-a aprobat, domnul. I-a aprobat. Păi i-a aprobat, i-a semnat. Luați un sinus. I-a aprobat. Nu mai știți starea din ianuarie, vedeți că s-a discutat și aprobat. Nu s-a făcut hotărârea, numai tot. Da, de gata. Ce Dumnezeu Sfântul? Sunt eu pe pilaș. Acea hotărâre nu putea să o face atunci în 8 luni? Din cauza... Păi dacă s-a depășit timpul, domnul președinte, nu putem să băgăm o hotărâre. Vreți să vă spune adevărul? Dar nu putem să băgăm o hotărâre. Ascultați, vă spune o adevărul. Nu mi-o spuneți dumneavoastră. Eu vi-l spun categoric, oricând, dacă vreți. Și oricând greșiți, vă spun. Dar o hotărâre nu putem să o băgăm cum vrem noi în astea 8 luni de zi. O hotărâre o pui pe ordinea de zi și poți dai hotărâre. Noi am băgat bugetul, l-am discutat pe total. Asta s-a întâmplat. Da, fost separat. Dumneavoastră, când faceți o cheltuie, să trebuie să o faceți cu aprobarea Consiliului Local, domnul primar. Aprobarea a fost, n-a fost hotărâre. Aprobarea a fost, s-a aprobat. Știți ce nu aveți hotărâre? Pentru că n-ați făcut ce trebuia, domnule. Ați făcut 2-6 luni, domnule. N-ați nici legătură. Aia n-are, dați-o dracului de treabă, n-are. În 6 luni faceți 2 și vă vedeți luna august. Să facem hotărâri. Care trebuie să fie. Spuneți concret la asta. Am înțeles, e o greșeală majoră. Este o greșeală majoră, categoric. Și încă o dată repet. El nu are nimic împotriva cheltuielilor ăsta, dar cheltuielile se fac cu acordul Consiliului Local. Obișnuiți-vă să înțelegeți lucrul ăsta. Ori nu ne anunțați pe noi, după ce ați, de exemplu, eu v-aș întreba acum, cât ați cheltuit acum din bugetul ăsta? Și ați făcut, ați cheltuit, într-adevăr, pentru că s-a făcut, nu spun că nu s-a făcut. Drumul ăla și eu perfect între Halul și Pârpulești. Punțele s-au, bine, provizorii, că nu sunt definitivi făcute necesare. Dar nu era normal să ne... Măcar să ne informați, dom'le, am cheltuit până acum 1 milion sau 7 sau cât am cheltuit noi din 50 de milioane sau de cât aveam noi, din 500 de milioane, ca să știm și noi. Ori ne trezim, ne spuneți ce ați făcut, dar nu ne spuneți ce bani ați cheltuit, ce bani v-au rămas, ce datorie dumneavoastră poate, domnule. Nu trebuie să întrebăm noi. Bun, eu văd o sută la cei care sunt noi, acum pentru că n-au tine să știe, n-au tine, până o să obișnuiască și dumneavoastră. Dar dumneavoastră să faci un lucru ăsta, sunteți 12 ani, domnule, sunteți începător. Astea au 13 ani când sunteți primar în comuna asta, și nu spuneți, mi-i faceți cum mă tai în cap, așa. Și e foarte simplu. Deci la persoana nu se poate depăși, iar la cheltuie, la bunul și serviciul nu se poate depăși. Împărțim 14 la 12 și vedem cât ne dă pe zonă, împărțim 36 la 12. Eu întrebam de la unul, era alta. Cât ați cheltuit până acum? V-am zis, împărțim 36 la 12 și împărțim 3. Păi da, nu ar trebui să raportați un singur, ca să fie obligația dumneavoastră, dumneavoastră. La următoarea ședință, pune și prezintă un raport, domnul responsabil de... Care cum, exact banii care s-au cheltuit și ce s-a făcut și la urmă. Și în poate repet, orice cheltuială care o faceți cu sume din astea care sunt destul de mari, nu e sumă de 1 milion 2. Ei, asta trebuie făcută cu aprobarea Consiliului Local. Asta înseamnă că înainte de atât, chiar dacă e urgență, faceți o ședință de dată, așa trebuie de legea. Aprobarea a fost, nu s-a făcut hotărârea. Domnule, cheltuielile care le faceți trebuie aprobate, repet încă o dată, trebuie să înțelegeți. Păi am înțeles. Păi dacă ați înțeles, respectați așa ce înseamnă. Nu înțelegeți dumneavoastră. Aprobarea a fost la momentul respectiv. Nu s-a făcut hârtia concret, nu s-a scris negru pe alb, s-a aprobat. Asta. Luați înregistrarea de la ședința din Iarăși. Nu vă ascundeți după cinești cu mine, nu mă merge. În momentul când vreți să cheltuiți ceva, spuneți, domnule, cer aprobarea Consiliului Local. Vreau să cheltuiți suma asta pentru putare, să fac drumul că sare, să fac totul la sănătatea afara bugetului. La 25 de ani în Consiliul Local, la bar n-aveți de ei. Totul dați afară. Da. Uiți cear aprobarea că de luna februarie s-a mai făcut ședință, de așa s-a dizolvat Consiliul Local. Deci am explicat, din cauza că nu s-a făcut ședință. S-a mai făcut-o, nu mai fă nevoie de noi. Asta mai e lucru să avizul. De așa ne-a dizolvat, nu mai. Până în luna iunie s-a mai făcut ședință. Dacă tu ne-ai dumneavoastră la campanie electorală, ce mai faci? Dar nu că... N-am dat noi domnul Mirone, primar. N-am dat noi domnul Mirone. La ce ocupate domnul Mirone, nu să ocupăm de ceva. Haideți, intrați în problemele. Haideți, că ce vreți să faceți? Nu puteți să-mi puneți pământ în gură. Deci, câte poate la ce? Ori de câte ori greșesc, vă zic așa, fără niciun fel de jenă.
Și până când ne-ați venit la realitate și suntem, dar unica comună din județ sau din țară, domnule, că n-am când o palmă de asfalt n-am făcut lume. Nu ați vă ocupați de altceva, e exploatarea pădurii. Știți că și asta care am aprobat noi este ilegal? Am întrebat un jurist, nu eram sigur. Deci, vreau să ați primit ca un fel de somație din partea Ocolului și dat de această pădure că funcționați ilegal. Vă numiți Ocolul Silvic privat ilegal, pentru că nu puteți funcționa sub 5.000 de hectare. Și am întrebat de curiozitate un jurist. A zis, domnule, vreau să văd totuși dacă e corect sau nu. Da, și a zis, domnule, dacă dumneavoastră ați primit ca un fel de ultima acuză, ca un fel de revenire la codul civic, care prevede cu orice ocol civic privat, trebuie să aibă 5.000 de hectare. Și va trebui să cedați acest ocol civic, domnul de la ocolul civic. Dumneavoastră ne cereți acum aprobare pentru exploatarea pădurii, pentru cele 3.000 sau cât sunt diventi cu de la deal, care ați început exploatarea. Noi ce am aprobat cu noastră, care ați aprobat? Eu am spus habar la vieți ce poate. Nu asta înseamnă? Păi atunci cum mai scoate în continuare dacă nu aveți dreptul să funcționați? Cum să nu avem drept? Păi sunteți ocol civic privat legal? Nu. Numai denumirea este de ocol civic privat, ea este o unitate de exploatare. Doamnul. Ce ocol civic privat să sunteți noi dacă sunteți noi? Ocol civic privat se revede. Dar nu suntem noi, domnul. Societatea respectivă e făcută de asociația proprietarilor de pădure cu aprobarea Consiliului Local, are voie să facă și exploatarea să vândă la populație. Asta face. Haideți pe eu la întrebări dacă e problemă de domnul Bar. În ce ședință a aprobat asociația proprietarilor de pădure? Haideți să epuizăm. Nu. Nu mă ascundeți după ce ești nu merge. În ce ședință a aprobat asociația proprietarilor de pădure? N-am ținut niciodată nicio ședință, nici anul ăsta, domnule. Asociația la proprietarul de pădure. Nu, nu, la proprietarul de pădure și aproape de Consiliul Local. Care asociație? Da. Care e inexistent? Nu mai bine, tu ei. Avar mai trebuie despre ce vorbiți. Haideți să terminăm. Domnul președinte, să dați și mie voi să spun o cuvânt. Haideți să epuizăm și după aceea la și da, bun, deci să vreți să luați cuvântul, da? Lăsăm la divers atunci, că dumneavoastră să nu, dar legătură cu problema asta, că nu e cazul. Deci problema, vis-a-vis... Stați un pic, că se genera problema, că sunt fac nicio ogamă. Consiliul Local, sunteți de acord să dăm cuvântul domnului de noi, care probabil are și o problemă personală. Nu știu, n-am vorbit cu care. Sunteți de acord? E vorba de aprobarea bugetului? Nu, domnule. Da, domnule, dați discuții pe marginea acestui punct 2. Ce n-am voie să iau. Vă ascultă. Deci sunteți de acord, dar cu ce sunteți de acord? Așa, domnule. Dar n-am nicio treabă, domnul Beloi, cu aprobare. Adunării. Puneți la vot, asta e prin alt și după aia, domnul Beloi, poate să exprime... Nu, domnule, până la aprobare, pe domnule, comentare. Publice, domnul primar, și sunt publice, reținem asta, nu are nicio treabă. Cum să n-am treabă, domnule, că-i plătit din buzunarul meu, domnule? Cum? Oamenii, ești plătit din buzunarul meu? Lăsați-mă un pic, că sunteți de acord să dăm cuvântul acum? Sau da. Care e de acord cu dumneavoastră? Care nu, nu. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Suntem jumate. 4. 5 contra 5. Mai dați-mi noi, domnule, asta e pentru ce mai supuneți. Dați-mi voi, supuneți. Domnule, deci legătură cu punctul acesta 2 care este pe ordinea de zi, vreau să fac și un comentariu. Vis-a-vis de această societate care se numește domeniul public și privat, cu nemulțumire constat că această societate este o societate care lucrează în pierdere. Pentru că normal ar fi ca această societate să se autogestioneze. Ce înseamnă asta? Adică să aibă niște venituri, funcții de lucrări pe care le execută pe teritoriul comunii sau în cadrul comunii, la diversi locuitori ai comunii care trebuie să plătească respectiv. Suma asta care a fost, care este aprobată pentru anul în curs, 50.000 de lei, adică să zicem o jumătate de miliard de... 500 de milioane sau o jumătate de miliard vechi, da? Este o sumă scrisă acolo așa, grosomodo, pentru că nu s-a făcut exact o analiză a lucrărilor care se execută pe baza unor devize de lucrări. Pentru că așa este normal.
mă așteptam ca domnul primar până acum să fie venit în fața consilierilor și în urma consilierilor și să spună, domnule, pentru lucrarea asta am avut un debit de lucrări care a costat atât. S-a făcut în totalitate și s-a plătit, sau nu s-a făcut decât 40%, s-a plătit atât. Dar așa cum se pune problema, acești 50.000 de lei vor fi, indiferent dacă lucrurile se fac sau nu, vor fi dat la societatea asta care nu este altceva decât o societate căpușă la nivelul acestui buget al nostru. Deci, poate, societate căpușă. Pentru că, indiferent dacă se fac lucrurile sau nu și ce lucrurile se fac, poate că se duce undeva și face, aruncă niște bolovan pe stradă și ia 40.000 de lei odată. Pentru că nu există, în cadă vă spun, nu există un deviz de lucrări și o anumită calculație de preț, pentru că există vorbi de deviz, domnule, pentru asta suprafață, pentru asta volum, pentru asta nisip cărat cu mașina asta, atât să plătești. Sunt devize, există devize. La următoarea ședință o să fac un băiat. Dar nu o să fac un raport vis-a-vis de lucrările care s-au. Păi, domnule, era bine să te spun, s-a făcut până acum. Domnul Beloș, spuneți ce aveți de spus. Da, la un altă lecție. S-a venit în audiență și a spus ce... Așa, ca să scurtăm. Mai vorbiți maxim 5 minute, ca altfel îi ducem la derizorul, vorbim 4 minute. Lăsați-mă să vorbim, acum 5 minute. Nu, ca să vorbim numai cu prepasă, că nu se întâmplă nimeni. Păi nu, da. Deci lăsați-mă să vorbesc. De ce e corect asta? Ca societatea asta să meargă bine și să fie, pentru că societatea lucrează pe baza de 31 a societăților comerciale. Și vreau să vă spun că această societate va fi controlată nu de altcineva decât de garda financiară. Și odată cu asta, garda financiară o să întrebe, stai mă frate, că am nevoie de un bilanț economic, am nevoie de un bilanț contabil, am nevoie de balanțe lunare. Toate chestiile astea vor fi luat la întrebări când o să vină garda financiară. Deci este problemă lor. Dar sunt problemă lor. Administratorii de societate. Asta e tot. Asta e problema lui. Domnul să vorbească 5 minute și apoi veniți să completați dacă aveți. Pe de altă parte, societatea asta trebuie să fie condusă de un consiliu de administrație. De chiar nu știu dacă cineva din... Da, există și consiliu de administrație. Știi cineva cine președinte la consiliu de administrație, cineva ce parte din consiliu de administrație? Ca să se luăm la răspundere din nou, să-i la răspundere. Pentru ce au cheltuit atâția bani fără să aibă devizi de lucrări? Sunt de vizită. Nu înțelegeți că sunt de vizită. Păi, domnul Bolac a zis... Haideți concret, dacă aveți ceva concret, pentru că nu suntem ca să batem apa. Ce lucrări s-a văzut și pe ce s-au văzut acești 50 milioane de lei? 50 milioane de lei, adică 500 de milioane de lei. Deci, în concluzie, solicităm ca... Pentru că solicit și eu am venit solicit, pentru că nu v-ați văzut, sunt vreo plată și învăță. Ca această societate să funcționeze normal, pe bază de calculații de preț și fiecare lucrare să fie raportată aici ca fiind executată și atâta costă pentru fiecare lucrare de parte. Pentru în caz contrar, vă spun, lucrează sau nu lucrează, societatea asta încasează fiecare an 50.000 de lei. Pe ce? Este ea eficientă sau nu este eficientă? Pe de altă parte vreau să vă spun că, și consiliul trebuie să știe, că în cadrul societății, Consiliul de Conducere, Consiliul de Administrație, informată dintr-un președinte, nu știu care fi, la cine domnul vă vicepreședinte? Cine președinte Consiliul de Administrație? La această societate? Nu, trebuie să mă uit. Nu știu. Da? Dar există cineva? Există și Consiliul, există toți. Păi spune domnule, să știe toată lumea. Eu nu știu de exemplu, da. Cum? Mi-a spus și cum vă spun, exact, ce ne trebuie, tot ce trebuie, cine are data naștere. Nu, nu am nevoie, dar cine este domnule? Cine trebuie ca... Hai, am venit aici să dau teză în fața dumneavoastră. Nu porniți așa cu cine, pentru că așa ascultați ce spune. Și apoi și eu răspund. Da, răspund. Nu las la mișto. Comuna asta trebuie să știe cine e președinte de Consiliul de Administrație. Trebuie să știe cine sunt... Măcar băi negri din Consiliul nostru, la omul. Poate că președintele ăsta este și subvenționat? Este nu exact. Este subvenționat. Din 500 de milioane vedeți că sunt 14.000 bunuri și servicii și 36 cheltuieli pe asta. Firma asta vrea să la din 500 de milioane în un an întreg. Și mare scofală. La 3 utilaje. Domnule, este domnule. Deci această firmă la ora... Lăsați-mă, domnule Bonac. Lăsați-mă, deci această firmă lucrează ca o firmă căpușă la nivelul bugetului. Suge din bugetul local, pentru că nu sunt toate. Asta e problema. Acum, dacă
dumneavoastră aveți competențe, eu știu, legat din material, din aprobare, din avizare, aprobarea bugetului ăsta, din rândul consilierului, competențe. Da, data viitoare să vină cu televiziune de lucru. Data viitoare facem o bătălie cu oamenii de zi. Un raport de activitate. Așa, poate. Da. Totul e regulă, nu se umplă cu niciun fel de... Așa. Văd că bugetul a fost aprobat odată. S-a făcut, nu s-a făcut hotărârea. Și asta mai fac vinovați și pe ceilalți care au fost înaintea noastră, nu? Clar, băi, cum ați spus dumneavoastră. Domnule, sunt de acolo să-i dau picii, cum o cheamă, pe doamna asta. Dar facem hotărâri, nu? Exact cum a spus dumneavoastră. Așa, corect. Asta nu mai putea fără hotărâri. Exact cum a spus dumneavoastră, cei care au aprobat bugetul înainte de noastră, ce au făcut hotărâri? Nu se putea întâlni cu jumătate de oră mai devreme. Am venit un întrebat, domnule, dacă nu sunteți în fază, am întrebat, există acest proiect ca să-l avizăm? Și atunci ce vreți să nu mai mult? Da. Deci tot eu sunt vinovat. Eu care încerc să reglăm, trebuie să facem corect, tot eu sunt vinovat. Domnul Dăpărtic, haide, dacă o folosesc treabă. Adevărul e politica banului, trebuie să încetezi. Da. Pentru totdeauna în comuna asta. Noi trebuie să facem muncă de administrație, domnul Cosă. Fără nicio problemă. Asta e. Bun. Ne mai fiți un punct la vot. Deci sunt de acord cu aprobarea bugetului de vedere și cheltuieli SC, domeniul public, privat, de ca și în SRL, prin legat de mâini. Da. Deci o firmă Căpușă, domnul Astăzi. Căpușa de lucru. Rând nevrând și asta trebuie aprobată. Chiar dacă e după o trebuie. Altfel, dacă nu, înseamnă că ce facem? Vă mergem la toate desfințăm această firmă de DPP. Modul cum este ea organizată și cum funcționează, este partea a doua. Dar și la Omeș există un DPP, peste tot există un DPP. La Nijetul. Da? Trebuie să ai un DPP. Ei, Consiliul de Administrație a acestui DPP, Mănăstirea Cașin, care să cum se cheamă, da? El este strict răspunzător de modul cum își gestionează el activitatea. Acel președinte al Consiliului de Administrație, care va fi el? El este răspunzător în fața organului de control al statului. Nu suntem răspunzători noi. El va fi răspunzător. Dacă el va încălca legea și va fi răspunzător. Și s-a documentat. Fără doar și poate. Dar o vină mai avem și noi crede că în mâna și nu sunt chestii corecte. Nu. Și mai am o propunere și aș mai vreau propunere. Orice, la un ordine de zi, da? Ar fi bine să aveți și noi materialul în față. Corect. Corect. Problema asta, domnul, a ridicat-o de 10 de ori, să aia înainte. Întrebați-vă pe dumneavoastră de față aici. Au pus-o vreodată în aplicare? Este vorba. Da, bun. Mulțumim. Mai vrea cineva să vorbesc, să ia cuvântul. Păi, să ai impresat. Să ceva. Avem o cerere din partea domnului Iudusu Gheorghe, prin care solicită, aici se va aproba o suprafață de teren lângă canton Haloș, deoarece a fost inundat în 2005-2010 cu daune de 100%, menționez că locuința a făcut-o pe terenul lui și nu știu. Deci noi, domnului Iudusu, să vă spun povestea, în anul 2010, domnul Iudusu a fost într-adevăr afectat de inundații și în 2005-2010. Da. I s-a pus la dispoziție un lot de teren acolo în zonă, l-a refuzat, s-a apucat și a făcut casă pe terenul propriu. Așa, între timp a ocupat un lot aparținând doamnei Valerca, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, doamna Valerca fiind cea care a cumpărat de la Irimia. Și care n-a mai construit și a văzut femeia cu treaba ei, s-a dus prin oraș acum la copii, dar domnul nu s-a ocupat suprafața respectivă. După ce noi am luat hotărârea în Consiliul Local ca să atribuim cele două loturi din Badan și în Puimea.
trebuia să evacueze obligatoriu terenul de acolo. Să vină cu o cerere. Acum nu îi se poate da pentru construire. Doar îi dăm o folosință, o suprafață de un lot din ăla ca să-și facă, nu știu, ceva acolo. Să-l închirieze. Să-l închirieze. Practic acolo are câteva căpiți de fund și nu știu mai are niște acarele. Deci pentru închiriere mai mult. Dumnezeu și-a făcut casă pe deal, domnul Cuma. Da, domnule, da, asta am spus. Deci eu... El mai cere încă un spațiu pentru construcție. Ce are? Pentru că el casă și-a făcut-o pe terenul lui. Da. El nu are acum legal, el nu are nicio aprobare ca să pună, să-și pună acareturile alea. Că noi i-am făcut hârtie ca să îi evacuăm de acolo. Și cere o suprafață de 4-500 metri pătrați, că un văd de acolo, ca să-și pună acareturile alea. În locul celui de jos din apă. Nu în locul celui de jos din apă. El l-avea chiar lângă jeepul rusul. Acolo era lotul doamnei Balea. Și el l-a ocupat ilegal, l-a ocupat. Tot ce e acolo, i-a luat jeepul lui Dosu. Și acum el am evacuat de acolo și nu are cum să le ducă. Și el vrea o suprafață echivalentă ca să o închirieze și să-și depună în astea. Păi să înțeleg, nu-i în locul. Terenul ăla de jos unde a fost inundat? Nu e în loc, pentru că noi n-am dat în loc. Da. Deci renunță la ăla și se dă în altă parte. Deci noi loturile astea, nu nicio dată, noi loturile astea, toate loturile care s-au dat acolo, s-au dat ca să îi strămutăm, practic. Omul n-a dat nimic la schimb. Terenul este dat în folosință pe toată durata construcției. Nu-i dat pe proprietate. Așa. El a refuzat, a avut și el un lot acolo, în zona, pe lângă, da, la Amiculeze, pe acolo. La Cantur. Așa. El l-a refuzat atunci. Spune, nu, doamne, nu fac casă aici, îmi fac casă pe terenul meu. Și ceea ce s-a și concretizat. Între timp, dacă Valer, când nu a mai vrut terenul, s-a pus el acolo, cu, de la sine putere și a pus oare o căpiță și a pus toate acareturile alea acolo. Noi, după ce am făcut aprobarea Consiliului Local să atribuim loturile lui Badan și lui Tărcău, deci, practic, ar vrea să rămână în continuare și să plătească chirii pe terenul la primărie, nu? Trebuie să plătească. Nu mai e nicio motivație. Deci noi, la ora asta, nu putem să-i dăm lui pentru ce a fost în 2010. El n-a fost afectat, dar refuzat atât. Dar nu știu ce a fost de acolo în 2010. Da, am înțeles. Deci, practic, o închiriere... Da, nu e nimic. Dar stați puțin, că și aici este o ceva neclar pentru ei. Deci, nu ia lui, plătește chirii. Nu, el a luat de la doamna Baler, care a intrat... A intrat abuziv pe teren. Ce să-i dai în loc dacă l-ai intrat abuziv la locul? Abuziv e intrat acolo. Nu, nu. Nu. O altă locație, nu pe aceeași. Domnul Bărat, pe altă locație, nu pe aceeași. Nu. Haideți, domnul, acum am plecat. Domnule, nu s-a așteptat, da? Deci, vorbim de la Canton, sunt trei locuri. Una, până în Canton, aici, din drumul Mori, până în Canton. Între Canton, da, unde are Dana, așa, încă în o zonă de loturi, între Canton și Gicul Rusu, zis ca cabana, da, și încă o zonă în spate la Chitruc. Da, da, da. S-au epuizat toate. Au rămas acum. El, în 2005, când s-a făcut repartizarea, i-a venit un lot lângă Dana Băncilă. Era, doamne, nu vreau aici, că-i bătut și eu mă duc și-mi fac pe deal. El s-a trângut și pe deal. Aici aș construia casa, pe terenul lui. Pe terenul proprietatea primăriei, exact cum am povestit. Astăzi a ținut un miel, poimei ne-a dus o plătă cu ciocane, lăs poimei. Și acum, astăzi, la momentul de față, are acolo curci, găini, lemne de foc, dar n-am construit nimic. Pe terenul care, de fapt, era atribuit lui Baler, Florența. Bineînțeles că ăla este acum un lot drept, pătrat, probabil nu îi convine mai mult să rămână acolo. Noi având cele două cereri, al lui Badan și al lui Tărbău, le-am pus la dispoziție. Ăsta e liber, ăsta la altă e liber, ăsta la altă e liber.
Daniela, între Daniela și Canton, i-a venit lui Badan. Oamenii au fost de acord, am semnat, am făcut proces de bar, urmea să-i fac predarea pe mine, eu uităm două. N-am mânt decât trebuie să-și ia el la caretorului acum. De nume de aia. Acum, el probabil începe, el vrea un spațiu, dar nu pot să iau. Nu mai am nicio posibilitate să-i dau, pentru că el din 2005 s-a reabilitat și a făcut casă. Deci, locurile sunt stricte. Da, da, da. Nu, dar el vrea să-i dau. N-am făcut niciodată lui. Aici e... Nu, dar el vrea o bucată de pământ și putea să fie de ea. Da, da, da. Domnul Dăbrețe, eu cred că, ca să fie totuși cât de cât, ați putea să intrați cu închirierii în altă parte, nu în locul ăla, din moment ce da, cere. Da, da, deci, da. Noi când am făcut cererea corectă, dacă ar fi cerut în cerere cât de cât, ar, se putea. Noi, dacă v-am explicat așa, nu, am înțeles. Așa, cred că am înțeles toată lumea. Noi puteam să... Dar noi avem voință să-i dăm în altă parte, are Și, doamne ferește, calamități vor mai fi. Vedeți că sunt ciclice. Da, ca să mai ceri acum. Nu trebuie să-l dai și o luat de voie să mai ceva. Adevărul este distrat, că calamitățile se repetă. Întrebarea este alta. Primăria are teren în care se poată da închiriere? Acolo ar mai fi vreo 2-3 locuri la 400 metri pătrați cum au fost autorizate. Dacă nu ați încălat cu fel să vă lăsați și o rezervă, pe dacă vă poate și face ca într-adevăr necesită, condiția închiriere și, bineînțeles, că atunci când o cere comuna să evacueze terenul și să vă lăsați. Sunt rezervate. Nu mai vă lăsați puțin. Acum ce se pune în avut? Aprobarea închiriere unui lot de teren, dar nu aveți. Unei situații de teren. E important să se facă și suprafața care Da, asta e răspuns, domnule, că am dat 400 sau 500 de metri la cererea dumneavoastră. Ăsta este lotul. Deci, cine este de acord cu acordarea unui lot cu închiriere? Sunteți majoritate? Sau ține domnul secretar, sau ține domnul? Sau un pătrinul roșu, da? S-am ținut. Restul a aprobat. Da. Am ceva doar să vă informez. Doar informare. Cea mai importantă acțiune care se va derula până la sfârșitul anului va fi cadastrul general. Cadastrul general care va intra foarte abrupt. Condițiile sunt mai mult decât stricte și trebuie să lucrăm, cred că și ziua și noapte, dacă vrem să facem, să facem ceva. Oricum, lucrurile sunt destul de condensate, ca să spun. Deci, guvernul ne dă o sumă de 30.000 de euro, asta înseamnă 135.000 de lei. Iar până la 1 octombrie trebuie definitivate 2250 de imobile. Asta înseamnă că condițiile sunt următoarele. Cele 2250 de imobile trebuie să cuprindă cel puțin un sector. Dar legea 165 comuna a fost împărțită, orice unitate administrativă teritorială a fost împărțită în sectoare, mai mari sau mai mici. De exemplu, sectorul 0 sunt drumurile din interiorul comunei. Cadastrul se face doar pe extrabilan, atât. Dar pe extrabilan, iar
lucrarea se consideră încheiată atunci când în cadrul unui sector nu-ți mai rămâne niciun imobil de cadastrat. Deci dacă mai rămâne un singur imobil de cadastrat, sectorul nu se consideră închis și atunci lucrarea nu se termină, nu se consideră definitivă. De ce vă spun că avem probleme? Avem probleme pentru că, în general, în zona neoperativizată în care facem și noi parte, liniile de hotar nu sunt neapărat drepte în extraplan, sunt linii sinuoase. Avem probleme că în zona de forestieră situația este iarăși greșită cu fiindurile de proprietate, cu semnurile, acum s-a lucrat. Asta e realitate. Cei de la oficiul de cadastru spun că situația reală este cea găsită în teren. Deci situația reală este cea găsită în teren. Timp de 2 ani de zile de la data predării documentației sectorului respectiv, este o perioadă de corecție. Deci ele se duc și se întablează, se înscriu la cartea funciară, nu se întablează, se înscriu la cartea funciară. Vă dați seama că termenul este destul de scurt. Până la 25 august a trebuit să semnăm contractul cu OCPI-ul, cu Oficiul Județean de Cadastru, ca după semnarea contractului să înceapă lucrările în teren, lucrările efective. O să ne se ceară imperios să stabilim câte imobile facem. E ideal ar fi să le facem cu toate 2250. Cred că ar trebui la datele de care dispunem la ora actuală, pentru că noi avem o bază mai mult decât laborioasă cu bază de date. Ar trebui să reușim să facem față, însă vom avea probleme la lucru cu cetățenii. Asta înseamnă că rugămintea mea este ca dumneavoastră să încercați să luați acolo, în primul rând, vă privește acolo unde aveți dumneavoastră proprietăți, da? Să vă informați pe cine... Pentru extravilan, pentru extravilan, fiecare își face, comandatul nu se referă, guvernul nu se referă la intravilan. Vă mai aduc eu și cuvântul la urmă, dacă nu vezi mai domnul primar. Deci... Lucrurile se bazează foarte mult pe informarea populației, o să fie de lucru foarte mult populația, pentru că, mă repet, acolo unde, de exemplu, s-a ajuns în teren, s-a cadastrat, s-a măsurat, da? Și, într-o eroare, pot interveni erori, nu s-a făcut un tur foarte mare. Deci am informați pe părinți, vecini, prieteni, că vom intra la lucrările de cadastru. Anul acesta n-am luat o decizie încă, vreau să vedem cadastriștii când vor veni în teren, să vedem ce sector atacăm sau ce sectoare atacăm. Pentru că era, așa zis, un sector 15 care începea de la Lupești, cuprindea partea deasupra locuințelor pe partea stângă, cum mergem spre Onești, și venea până aici, aproape de Pârâul Rușilor, dar ne gândeam la abordarea lui, în cazul în care, în discuție inițială, spunea de 200 de imobile. Acum, schimbându-se chiar la 2250 de imobile, să zicem vădabile probleme, dar asta vom stabili după aia. Deci cert este că nu se poate plăti mai mult de 60 de lei pe imobil pentru firma de cadastru. Iar banii care vin direct la România. Ținem legătura și vedem parcurs cum se derulează lucrările. Cam asta e vis-a-vis de cadastru. Da. Fiecare nu mă obicrăți, fac eu niște mici la fața locului. Nu mă obicrăți. Ideal așa. Și cu aia vede. Domnule, guvernul a venit în ajutorul Moldovei, a Voltenei, pentru că suntem singurile zone, în Ardeal,
tot este cadastrat. În Moldova, în Oltenia, eu știu, în partea de sud, nu știu exact dacă sunt două proiecte, la fel. Nu există niciun fel de cadastru. Și guvernul vine în ajutorul populației din aceste zone, în mare ajutor. Iar această încercare a guvernului a fost lansată încă din perioada când noi n-am ținut ședințele de Consiliul Local, pentru că până acum trebuia făcută adresă către. Pentru că, într-adevăr, poți să faci, poți să nu faci. Ce trebuia făcută, domnule? Trebuia făcută de atunci. Adică, dacă nu vă spun, dacă 3 august am avut ședință cu OCP-ul, ce Dumnezeu, domnule? Eu vă spun din ceea ce am auzit, din relatările... Eu vă spun concret, nu vă spun ce am auzit. Concret, da. Oricum, dumneavoastră, prea știați asta, dacă... Deci, măcar cât de cât nu se poate. Știu eu, care n-am nicio treabă cu administrația locală, dumneavoastră, n-ați auzit de cadastrarea Moldovei, a Oltenii? Chiar n-ați auzit deloc? Nu, domnule, vorbesc de concret. Dar n-ați auzit de concret, domnule. Domnule, am auzit de HG... Tot ceea ce se face, se face dar cu greutate. Ori e mai simplu să nu faci decât să te implici la greutăți. Care este avantajul acestui cadastrări? Care? Foarte mare, enorm de mare. Evidesc cam cât ar vrea să vândă, cât ar vrea să stă din pământ. Ori trebuie să facă cadastru. Cadastru nu mai costă cum costa înainte, 4-5 milioane, eu știu, un teren acolo undeva pe drumul Morii sau în altă parte. Având acest cadastru, se va interzice probabil, eu așa prevăd, mă sigur așa va fi, nu va mai da voie să vândă la străini. Vânzarea va fi probabil tot între rândul populației din nație română. Deci, nu va mai fi ca să fim împotrivă pentru străini, pentru că străinii ne-au ocupat, mai ales în zona Banatului, în, eu știu, în loc, Dunării, s-a vândut enorm de mult. Au luat străinii de-a luat pământul, da? Ori vânzarea acum se face între persoane române. Adică toți facă, eu știu, tata se ideea, nepotului sau fiului, sau eu știu, să vând un vărul, sau la unul străin, fără să mai facă... Să faci publicitate. Și nu da. Publicitate, 30 de zile, stă dosarul. Nu mai ocupă unul acuzit teren. Nu mă trebuie mai mult. Nu. Dar care este marea greutate? Pentru că aici va trebui identificați cu vecinii terenului care fac măsurători de cei care vor veni. Pentru că nu se poate face. Greutatea va fi pentru că va trebui schimbat și vecinul, nu știu dreapta sunt. Greutatea va trebui pentru că sunt nici moștenitori. Da, aici va fi greutate, pentru că unii sunt plecați, care sunt prin Italia, care sunt prin Spania, care nu știu, unii au mai murit, eu știu, și nu mai se mai știe care e urmaș. N-am mai făcut nici cu ce știu de nimic. Dar eu zic că este o măsură extraordinar de bună pentru întreaga comunitate. Ar fi cea mai mare prostii să zicem că renunțăm la cadastrare, mai ales că nu ne costă bani de la guvern. Să afli exact suprafața reală. Vreți să te înscriși la ea și spune că el are 3 de prăjită, 0,5 hectare și zice, domnule, am hectar. Și așa, dacă nu pot veni peste tu să controlezi, casează banii pe un hectar. Acum, în momentul când se dă harta cadastrală, să fie clară treaba. Automat, nu are în evidență și primăria. Și la primărie poți fi eroși, pentru că avizomul și-a declarat, pentru că știa că la unii nu mai vine nimeni, a declarat că terenul lui, păi știu, o prăjură. Da, și așa se pot face eroși. Trebuia acum să reglementeze exact. Și el are numai până aici. Și moștenitoare, de exemplu, copiii noștri, poate nu știu exact cota, dar se uită acolo documentul ăsta, că tata sau mama a avut aici o suprafață 2 hectare. Bă, Dani, de asta e, bă, da, ai intrat peste de cum? Păi eu nu când vedeam măsurătorile ce vedeam să suprafață. Deci este o măsură bună. Și automat îl depistez că ai intrat peste de cum. Deci este o măsură bună. Și eu am zis și fiecare botează cum dorește, nu mă poți. Și eu aș fi de-a tot ajuns în cadastrare cât mai repede, chiar dacă sunt greutăți, că să avem de joacă în sub dumneavoastră și noi. Eu aș fi de acord cu un amenajament silvic, să putem și noi să ne... Ăla e separat. Știu, dar... Ăla face asociația proprietarilor din păduri, care a promis în ședința de anul trecut, în ianuarie, dar n-am mai ținut vreo zi de lucrurile mari. Ar promis de vreo 5 ani, stai, nu are nimic. Deci,
Adevărata motivație este că începând în 2021 nu o să mai primim fonduri pe nicio măsură de finanțare, mai ales pe agricultură, dacă nu terminăm. Asta e adevărata motivație. Pe aici trebuie să faci și asociație, să pute avea. Însă, aici sunt scutite deducții și dezbatere de moștenire. Deci, începând de la intrarea în vigoare a HG-ului, sunt scutite deducții de toate taxele statul român va plăti și dezbatere de moștenire. Da? Și prin asta puteți să anunțați... Tot pe extravilan sau peste? Pe extravilan. Pe extravilan. Deci nu la case, la ideea era când începem să vă dați dumneavoastră concursul, să ne puteți să iau măsură de vecini, pe o anumită zonă. Deci asta e cu caracter de informare, de atenție. Haideți să dau doar o apuntată chestiune tehnică. Deci sunt loturi unde, într-adevăr, e jumătate, să zicem, jumătate din teren intravilan și jumătate este în extravilan. Linia care traversează, desparte intravilanul de extravilanul, nu este o linie care să o poți determina la fața locului. Deci el trebuie să măsoare absolut toată grădina, că în general asta se întâmplă cu zonele care traversează grădinile cetățenilor. El trebuie să măsoare absolut tot locul și după aia să determine unde e. E o greutate în plus pentru cadastru. Dar asta poți să faci doar pentru suprafața extra. Doar pentru extravilan. Doar pentru extravilan. Dar e o chestiune tehnică pe care o să... Foarte bine spune, corect. Faptul că nu plătește taxa aia de succesiune, a omorit părinții, a rămas copiii, trebuie să facă succesiunea, să facă... În general, acum, cei care dezbat o succesiune se feresc să mai treacă sau... Ei nu poate să nu mai treacă, trec suprafața, dar spun, doamne, mă interesează doar casa și terenul de lângă casă, pentru ea plătesc taxele, restul unui extravilan nu mă interesează. Și eu n-aș dori lucrurile, într-adevăr, pentru oameni. Da. Trecem mai departe. Vă informez că sâmbătă avem un simpozion vorba de obârșia Mioriței. Obârșia Mioriței. Simpozion pe care încercăm să-l susținem cât putem. Sunt o groază de invitați și de la cel mai înalt nivel. Aici mă refer și la Academia Română și la o pleiadă de profesori universitari. Va fi sâmbătă la ora 10 la Camino Cultural. Bineînțeles că mare concurs și l-a dat domnul Tudose, care mare admirator al fenomenului și lui datorăm practic mișcarea asta minoritică, să zic așa. Dar a trebuit să fie atât balada cât și ceea ce înseamnă exploatarea ei din punct de vedere cultural și turistic, a trebuit să fie un fenomen din care să profităm și din cauza asta am încercat să ne implicăm și noi. Deci, vineri la ora 1 vor veni invitații, vom merge la biserică, părintele antropist, așa, scotă vizită la biserică, după care se va merge la Fântâna Regelui Ferdinand și la sus în Plaia Războinei. Se va încheia ziua, iar sâmbătă la ora 10, la Căminul Cultural, sper să participați și noastră și să nu... Cer cu doamna consilieră, dacă nu este, și să anunțăm și cadrele didactice, să fie prezente care doresc. Da? Cred că foarte multă lumea va dori să fie prezente la acest simpozion. Și sperăm să rămânem și în memoria comunei cu o astfel de manifestare culturală. O să încercăm să ne pregătim ca să fim cât mai... Să ținem capul sus, ca să fie așa. Am dat voie să mai fac o completare. Miorița este balada recunoscută nu în zona județului Bacău. Originea ei, după mare specialist, văzări de studii, de cercetări, s-a spune că ar fi prin dreptul Slobejdei, de la Zboina în partea aia. Dar și în zona asta a noastră, facem parte din același bazin folcloric, din același bazin, eu știu, al
răspândirii baladei Viorița și mulți susțin că ar avea și o influență din partea locuitorilor de la noi, care și ei provin din zona Lucărbran, locuitorii, primii locuitori care au avut comunazuri din zona Lucărbran, prin transformanța, s-au lăsat, inclusiv la Soveza, la noi, și drept dovadă, statele, cele două sate de la Soveza, Dragoslav, Dragosloveni și... Lucăreni, exact, da. La Lucărbran și la Lucăr sunt două sate. Dragoslav. Da, și aici tot la fel. Deci, atestă faptul că și noi, care provenim din aceeași zonă, am fi într-un fel legați de această baladă românească, de această mare descoperire a cercetătorilor români. Este o mândrie pentru noi, într-adevăr. Nu, dar dacă luați din baladă ciobanii care sunt, numai cei cu influență unii puteau să întâlnească, nu? Cel ungurean cu celul dâncean și așa, cu celul mare. Se zice că întâlnirea ar fi avut loc la Bizboina. Marele pas a fost făcut în anul 1830-1840, când Alepul Rousseau a fost exilat la Soveș. Da? Da. Cu toții care Alepul Rousseau a stat închis la Mănăstirea Soveja în perioada dinaintea domniei Cuza, pentru că o pies cu teatru la Iași, care era împotriva Olandiei. O parte din prietenii lui Alepul Rousseau a stat închis și în turnul cu o porniță aici la noi, iar el personal l-a închis la Mănăstirea Soveja. În perioada când el a stat la Mănăstirea Soveja, cu fasole și cu cei mai chidat acolo, că era un fiu de boier răzvătit, Rousseau a cules și balada Minorița. Deci nu a cules o întâmplător. Ea era, în forma ei populară, era răspândită în zona Soveja. Iar aici e vorba de munții francii, munți categorii de munți din care facem și noi parte și suntem așezați și noi, dar mai mult muntele Zboina este folosit în vocabularul transformanței, ca să zic așa. E, nu întâmplător, pentru că, într-adevăr, suntem așezați la confluență și e clar că toate astea se unesc, puzzle-ul ăla se unește și îți iese ceva. Acum, până atunci, dar eu considerăm că e un lucru bun. Afară de asta, dacă luați pe Sadoveanu, Baudeanu, care l-a scris, influențat tot din zona asta noastră de aici. Da, da, cam asta e informarea pe care am luat. Da, aveți? Atât. La diverse. Păi deja sunt. Vreți să vă aveți ceva, eu știu din zona în care locuiți, probabil să apară și acea repartiție a... Dar înainte de asta, bine că ați auzit aminte, ar vrea să... Cred că sunt de acord să-i mulțumim domnului secretar, pentru că, într-adevăr, e o muncă titanică. Nu știu dacă le-ați dat la toți, dar la parte știu că au primit. Deci, să zici că este o muncă enorm de aici. Obositoare. Ar vrea să-i mulțumesc în numele dumneavoastră pentru că sunt atâtea bani, să le... Numai să le iei, să le scrii, să le remunerezi, să le... Bun, hai că eu nu sunt clar, dar nu știu ce. Dar o să vedeți, o să ajungeți să președinte din ședință, câte semnături trebuie să dați numai dumneavoastră pentru fiecare ședință. Ei, toate astea le face dumneavoastră. Sunt adevăr, m-am convins și eu că este o muncă foarte dificilă, foarte grea și o face din unul singur. Iar ce-a mai rămas surprins, când am văzut că vine și sâmbătă la duminică. Am rămas chiar uimit. Deci în fiecare sâmbătă la duminică, oamenii vreau să stau acasă, dar lui vine și lucrează la primărie să-și facă să fie la zi. Eu am rămas foarte surprins când ați mânșat publicat, dar și lăudat. Atâta că îmi place foarte mult treaba. Că îmi apreciați că mâncești. Da, deci... Și mâncești tot timpul, dar mai criticați că mă greșești. Când greșești și când faci lucruri bune, poți să nu-i zici, poți să nu-i spui omului dacă e bine, da? Poți să... Că-ți așa de la mâncinoță, să-mi pun nici pomenea. Nu, doamne. Ce vrea să fie din zona dumneavoastră? Poate mai vrea ceva, aveți probleme în zona care locuiți? Dacă mai să te închideți, eu că mă așteaptă echipa din colo și vreau să plec la care. Da, nu, ar trebui transmucerea asta. Dar nu rămâne tot o... Ba da, dar nu rămâne aici, dacă... Dacă mai sunt, dacă nu mai sunt.
curtea.